Marți 10 martie, Tănase Plăiașu, avocatul edilului Iulian Bădescu, va contesta decizia ce privește măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Contestația va trebui să demonstreze în sine motivarea de la Tribunalul Prahova cu privire la această măsură. Mai mult, avocatul ar putea să facă apel inclusiv la ședința de Consiliu Local, în cadrul căreia a fost aprobată cooperarea cu Asociația Lupii Galbeni atunci când s-a decis și finanțarea acesteia cu 8 milioane de lei. Infracțiunile de luare de mită și abuz în serviciu, de care este acuzat edilul municipiului, au venit în urma unui denunț făcut de finanțatorul petrolului Dan Capră, din care reieșea că Bădescu ar fi pretins suma de 300.000 de euro, reprezentând un comision de 10% din valoarea totală a sumelor ce urmau a fi acordate de primărie asociației la care se face referire. Este vorba de un denunț al lui domnul Capră Daniel, care este urmat de declarația de martoră a fratelui și a concubinei sale. Pe tot parcursul anchetei, Iulian Bădescu se arată nemulțumit de modul în care era privită poziția sa de edil al orașului. Incredibil ceea ce se întâmplă. Pe baza unei declarații lui Dan Capra, soției sale și a fratelui său, precum că mi-ar fi dat Dan Capra 100.000 de euro și soția a văzut din restaurant și fratele ar fi pregătit banii, se consideră că am luat mită. Nu există absolut nicio altă probă. Este incredibil ceea ce se întâmplă. Este o justiție sovietică. Nu înțeleg de ce în România de asta se întâmplă acest lucru. Mai mult de atât, eu ca primar sunt considerat pericol public, funcția de primar este considerată în acest moment pericol public. În fapt, se face referire la ședința Consiliului Local din 20 decembrie 2012, ce a avut loc la câteva luni după ce primarul Iulian Bădescu a fost ales la șefia municipiului. În cadrul acesteia apare ca fiind aprobată cooperarea cu Asociația Lupii Galbeni 2012, ce reprezintă obiectul principal al rechizitoriului procurorilor DNA Ploiești.